Bine ați venit la întâlnirea cu Mircea Titus Romanescu, un artist pentru toate anotimpurile. Dacă anul trecut, în 2021, se prezenta în luna februarie cu expoziție de acuarelă, iată că acum ne încântă privirile cu lucrări de pictură realizate, culmea, în ani de pandemie în Veneția, Grecia, Spania, Bulgaria. Cum a făcut de s-a plimbat atât de mult, ne va spune în curând. Asistăm, de asemenea, la melancolii de vară. De ce melancolii? La fel este datoria artistului să ne lămurească. Practic, dacă vara suntem melancolici, ce mai facem în septembrie? Să sperăm că bine. Chiar dacă doamna Romanescu tușește, acum să sperăm că e trecător. Da, iată un perete de flori, un perete de peisaje în nota bine cunoscută, numai la 72 de ani, eu cred că este un artist hârșit și nu mai trebuie să mai facem trimiteri la Ștefan Hotnog, Elena Uță Chelaru sau Simona Vasiliu Chintilă. Mircea Romanescu are o carieră îndelungată și prodigioasă, atât ca artist. Lucrările le aveți în față și nu le voi comenta. Eu vreau să mai punctez faptul că având un master în managementul artistic și o fundație foarte activă, este meritul său să fi făcut două proiecte majore, unul legat de centenarul Unirii Mari de la 1918 prin expoziția itinerantă și albumul Portrete ale Marii Uniri, precum și edițiile anuale de la Tarcău de tabără de acuarelă care, după cum am auzit, va avea o ediție și în vara aceasta melancolică. Da, el încearcă să impulsioneze și să țină în viață această tehnică foarte gingașă a artelor, acuarela, o tehnică care la care trebuie să fii foarte atent și perfect treaz ca să urmărești toate etapele și să nu greșești, că e ireversibilă greșeala. Îl felicit pentru atât pentru efortul depus în slujba artei și a
managementului, dar și pentru creația personală, pe care, așa cum vedem, ne aduce anual în atenție și sigur că este un lucru de foarte bună calitate, rafinament artistic și intelectual. Așa cum cumva am lansat niște întrebări la care și eu și dumneavoastră așteptăm răspunsuri, dau microfonul artistului să ne deslușească gânduri, trăiri, sentimente. Mulțumesc, domnul profesor. Mulțumesc pentru timpul îndelung acordat. Domnul profesor ne-a obișnuit în general cu niște alocuțiuni mai scurte, așa, mai la obiect, dar de data asta am fost regalat cu o alocuțiune mai largă. Am aici și pe domnul Bostan lângă mine, care e colegul nostru și dacă vrea să spună și el așa două cuvinte despre prima impresie, atât, nu? Bine. Sigur că s-au pus deja câteva întrebări. Titlul este legat de tot de, să spunem, de o continuare a unor investigații care le-am început eu și cu acuarela și cu acel ciclu al anotimpurilor și așa mai departe. Fiecare vede altfel anotimpurile, să spunem că dacă, spre exemplu, iarna este un anotimp al sărbătorilor, care de copii le așteptăm, primăvara este poate un anotimp al speranțelor, aș zice, pentru că atunci așteptăm să se întâmple niște lucruri, să renască niște lucruri și să putem relua niște treburi. Așa, toamna este a rezultatelor, aș spune mai degrabă, cum spuneau că se numără bobocii. Așa, am văzut locul verii ca un timp al melancoliei, deși poate că alții sunt melancolici tot timpul sau poate că alții consideră că melancolia asta e o pierdere de vreme. E timpul în care, de fapt, noi ne relaxăm, pentru că exact vara suntem cu gândul la concedii, suntem cu mintea limpede, cu dorința de a ne gândi și la altceva decât ne gândim în timpul anului. E timpul în care toți visăm la ceva. Chiar dacă mai mult am visat, să spunem așa, în această ultimă perioadă, nu am adus la îndeplinire planurile care ne le-am făcut cu mulți ani înainte, din cauza că a apărut situația aceasta care a fost. Așa, nu vreau să o mai gâdil și nici să o mai scot în evidență. Așa. Din acest cauză și multe din reperele peisajelor care le vedeți nu sunt făcute la fața locului. Multe din ele sunt din atelier, sunt notații după schițe sau după impresii, pentru că efectiv nu am avut cum să ajung acolo în momentul acela. Dar am reluat anumite lucruri printr-o anumită nostalgie, să spune, pentru o anumită stare de repunere în viața acelei stări pe care am avut-o când am făcut prima dată contact cu imaginea. Din cauza asta, sigur că au fost poate niște călătorii imaginare la Balcic, deci în spațiul marin, Veneția, care mi-a plăcut enorm și la care am și fost de mai multe ori acolo cu expoziții. Coasta del Sol al Spaniei, cu Benalmadena, cu Torremolinos, cu amintirile respective care apar într-o lucrare aici. Și, bineînțeles, peisajul grecesc, așa, avem aici o prietenă care ne-a invitat acolo și noi ne-am dus la Patras și noi am
I-am făcut surpriza să am în expoziție și un patras. Îl vedeți în spatele domnilor profesori. Așa, sigur că ar putea fi puțin, să zicem, ciudat sau nu foarte legat aspectul floral. Florile sunt subiectul cel mai bun, cred eu, sau cel puțin pentru mine, pentru a-mi stimula această melancolie și această stare de atelier care a dominat acești ani. Deci sunt subiecte care se fac în atelier. Dar în același timp sunt excursii în tine, sunt excursii într-un univers în care fiecare din noi ne căutăm. Și încet, încet începem să ne căutăm, poate că și-ar trebui să ne căutăm, pentru că fiecare venim cu o anumită menire aici, cu un anumit drum, cu o anumită sarcină și ar fi ca să o descoperim, poate chiar înainte să murim, nu? Să găsim această sarcină. Așa. Floarea este, cred, un mod de a te uita în tine. Așa cum spunea cineva, un chinez, mi se pare că niciodată nu te gândești că dacă te uiți într-o fântână la apă, să nu crezi că în același timp și apa se uită la tine. Așa este. Multe dintre aceste flori sunt reverberațiile ale stărilor noastre vis-a-vis de un univers floral, un univers al perfecțiunii, al frumuseții perfecte. De aici putem ajunge spre grădini, sigur că da, grădinile însă sunt o altă serie care am început-o mai demult, dar grădinile trebuie parcurse. În rest, totul este construcție și inovație. Tot ce vedeți și chiar dorința aceasta de a găsi anumite căi de a sintetiza cât mai mult imaginea. Atât imaginea peisajului, cât și imaginea naturilor statice, sunt una din preocupările mele care mă duc într-un fel înainte și mă și fac cumva să nu mă repet, că nu prea îmi place să mă întorc nici înapoi și nici să caut lucruri care pe unde am mai trecut. Sper să fie un mic pas înainte. Nu știu, nu sunt înzestrat cu acel geniu de a face pași în timp foarte importanți. Îi fac mai modest, mai încet, mai cu multă muncă, multă transpirație, care acum o îmbrățișez cu toții în acest spațiu. Pentru că trebuie să spun și că condițiile nu sunt cele mai bune. Vă mulțumesc foarte mult că ați reușit să veniți aici, pentru că eu nu pot să vin la fiecare și atunci mai simplu a fost să ne întâlnim aici. Din păcate, astea sunt condițiile. Dar cred că fiecare din noi are această senzație de mulțumire. Poate și dumneavoastră veți găsi niște lucruri noi care vă satisfac și eu mă bucur că ceea ce fac, fac pentru cineva anume. Deci suntem în postura aceea a persoanelor care nu lucrăm pentru noi, ci lucrăm pentru ceilalți. Deci artistul este una din aceste categorii. Așa că vreau să cred că mi-am făcut datoria și că nu am nemulțumit publicul alegător. Și doresc să vă simțiți bine, să vă placă lucrările, să dacă vă place ceva, sigur că puteți să mă întrebați, să putem discuta despre cum acel lucru poate pătrunde în intimitatea dumneavoastră. Vă doresc o vizionare plăcută și o să mai stăm de vorbă la ceva, o cafeluță, o știu eu ce...